startul returului de campionat, Chindia Târgoviște nu a reușit o evoluție promițătoare, întorcându-se acasă cu mâna goală din deplasările pe care le-a efectuat, ajungând astfel în lupta pentru evitarea retrogradării. Mai mult decât atât, antrenorul ploieștean Eusebiu Tudor a hotărât să părăsească banca tehnică. Aflat la cârmă de aproximativ 8 luni, acesta a anunțat că își dă demisia după ce Rapid Suceava s-a impus în faza târgoviștenilor cu scorul de 3-0. Decizia mea a fost, așa a fost mai așa, considerat eu că este mai bine pentru echipă. Echipa avea nevoie de un șoc, avea nevoie de alte persoane în fața lor care să-i pregătească și eu cred că își vor realiza acest obiectiv pe rămâna de zi. Decizia mea a fost, am considerat că așa este mai bine, am spus, era nevoie de un șoc la echipă și cred că cea mai bună variantă era cea care de fapt a și ales cu Neasie. Chiar dacă a ales să nu mai lupte alături de formația târgovișteană, Eusebiu Tudor a declarat că încă mai sunt șanse ca aceasta să scape de zona întunecată a clasamentului, deși în momentul de față Chindia Târgoviște ocupă penultima treaptă din clasament cu 17 puncte acumulate. Eu cred că echipa are șanse mari să scape de retrogradare. La acest moment avem un joc mai puțin față de Dinamo București cu contracandidată. Deci cu o victorie în meciul de mâine am trece peste linia celor care retrogradează. Sunt trei jocuri acasă. Echipa a scăpat de toate jocurile cu echipele din care trag la promovare, pentru că toate s-au jucat în acest început de campionat. În fapt, sunt meciuri cu victorie. Mâine s-ar trece peste Dinamo 2, iar săptămâna viitoare aveți meci acasă cu Dinamo 2, meci direct la Târgoviște. Deci astea se pot. Sunt șanse foarte mari ca echipa să scape și eu sunt încrezător că vor scăpa. Jucătorii probabil că se vor elibera din punctul ăsta de vedere. Cică Popescu nu a stat foarte mult pe gânduri și l-a numit antrenor pe Silviu Dumitrescu, declarându-se optimist în ceea ce privește șansele de supraviețuire al Chindiei în seria 1 a ligii a doua. Chindia va scăpa de retrogradare. Silviu Dumitrescu va pregăti echipa în finalul campionatului, a declarat Popescu conform Liga2.ro. Chindia Târgoviște va primi vizita celor de la Dunărea Galați miercuri 8 mai, în cadrul unui meci din etapa 25.